AGUFM Gorj anunță persoanele interesate pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate că în această perioadă, prin serviciul EURES, sunt disponibile 45 de locuri de muncă în Italia, în domeniul construcțiilor, primite de la EURES Lombardia. O companie italiană cu sediul în regiunea Lombardia, care operează în sectorul transporturilor, în special în construcția de drumuri, poduri, tuneluri și lucrări subterane, dar și în restaurarea, recuperarea, renovarea și reamenajarea oricărui tip de clădire, dorește să angajeze 45 de lucrători în domeniul construcțiilor, adică 15 lucrători pentru izolări termice externe și finisări, 10 zidari tencuitori, 5 zugravi vopsitori, 5 lucrători în structuri de gips carton care să realizeze pereți, tavane false, 5 lucrători asistenți ai lucrătorilor calificați în domeniul construcțiilor și 5 lucrători care sunt să fie specializați în citirea desenelor și optimizarea lucrărilor în construcții. Salariul oferit este de cel puțin 25.000 de euro pe an, maxim 30.000 de euro pe an, iar contractul de muncă este pe perioada de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 24 de luni sau transformării în contract de muncă permanent. Candidații trebuie să aibă experiență de minim 2 ani în domeniu. Pentru lucrătorii asistenți și pentru zugravi se solicită doar un an de experiență, dar pentru lucrătorii specializați să aibă minim 3 ani de experiență, să fie absolvit învățământul obligatoriu. Constituie avantaj dacă persoanele care doresc să se angajeze pe aceste posturi au și o diplomă de calificare în domeniul construcțiilor. Este de preferat ca aplicanții să cunoască limba italiană, dar dacă nu o cunosc, alternativ pot să aibă și cunoștințe de bază de limba engleză, poloneză sau ucrainiană. Angajatorul oferă cazare, asigurare pentru accidente, indemnizație pentru călătorii, echipament de siguranță, sprijin în completarea documentelor, instruire tehnică gratuită. Termenul limită pentru aplicare este 30 septembrie.